Salutare și bine te-am regăsit la un alt video din seria celor 365 de videouri pe care urmează să le fac în decursul unui singur an, adică câte un video în fiecare zi timp de 365 de zile. De data aceasta aș vrea să fac un video despre a fi cumpătat, a fi calculat, a fi atent cu măsură. Și vreau să spun acest lucru pentru că în general noi oamenii ducem la extrem anumite lucruri, iar acele lucruri care nu sunt calculate și duse la extrem s-ar putea să ne dăuneze. Și am să dau câteva exemple. Am să încep cu mâncarea. Nu trebuie să mănânci pentru a te sătura, trebuie să mănânci pentru a te hrăni. Ok? Orice mâncare dusă la extrem poate să ți agraveze sănătatea. Da? La fel și cu băutura. Nu trebuie să bei până te îmbeți, ci trebuie să bei ca să te simți bine sau să ciocnești cu cineva un pahar de vin, bei o sticlă cu vin sau bei o bere cu prietenii la o terasă sau când joci table sau ceva de genul acesta. La fel și cu țigările, da? Duse la extrem, să fumezi un pachet, două pachete pe zi, s-ar putea să-ți agraveze situația stării de sănătate. La fel și cu banii, să cheltui banii pe care nu-i ai, la fel. S-ar putea să te afecteze mai târziu. Ca să dau un exemplu să mă fac înțeles la faza cu banii, să cheltui banii pe care nu-i ai înseamnă, de exemplu, tu să ai bani alocați într-o direcție și să cheltui acești bani într-o altă direcție și să uiți de obiectivul principal pentru care tu aveai banii. Automat, tu ai prioritizat banii într-o altă direcție, iar lucruri cu adevărat importante au rămas nealimentate. Iar acest lucru poate să te afecteze, ok? Pe tine și pe toți ceilalți care depindeau de această activitate ca să fie împlinită. Asta este din punct de vedere financiar. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am bani alocați într-o direcție și emoțional să iau anumite decizii și să cheltui acei bani în alte direcții și apoi când a trebuit să-mi ating obiectivul, a trebuit să fac rost de bani în altă parte, să mă dau peste cap ca să pot să-mi îndeplinesc obiectivul. Uneori l-am îndeplinit, alteori nu l-am îndeplinit, din simplu fapt că nu am fost calculat cu măsură ca să pot să prioritizez lucruri cu adevărat importante. Acesta este și video de astăzi, despre asta este vorba, să fiți cât se poate de atenți, calculați cu măsură la tot ce ține de exces, la tot ce ține să faceți lucrurile în exces. În exces, da? Sper să fiți cât se poate de conștienți și să nu duceți absolut nimic la nicio extremă, decât sporturile extreme dacă le iubiți, dar chiar și acelea să fie calculate cu măsură. Okay? Acesta a fost video de astăzi, sper că ați extras valoare, sper că am putut să vă aduc informații valoroase, sper că analogiile pe care vi le-am dat să fie benefice și pentru voi. Și să fiți cât se poate de cumpătați, calculați cu măsură și să nu duceți absolut nimic la extrem ca să fiți siguri că veți avea o viață relaxată, împlinită și nimic din ceea ce putea să faceți greșit să nu vă afecteze. Da? Așadar, vă recomand să fiți cât se poate de atenți. Acesta a fost video de astăzi, dacă v-a plăcut, vă recomand să dați like, comment, share sau să distribuiți către acele persoane care au nevoie de acest video în viața lor și vor să fie mai atente, da? Și cumpătate și așa mai departe. Dacă v-a plăcut, like, share, comentariu și abonați-vă la acest canal de YouTube în cazul în care nu sunteți deja abonați. Acesta a fost video de astăzi și ne vedem în video de mâine. Pa, pa!